Petrolul a pierdut la 7 metri o nouă ediție a turneului Lupilor. În finală, echipa petrolistă de Old Boys a fost învinsă la loviturile de departajare de bătrânii Rapidului. În timpul regulamentar, Chiriță Junior a marcat pentru ploieșteni. Aceștia puteau să mărească diferența, însă ratările l-au exasperat pe antrenorul jucător Claudiu Tudor. Cum se întâmplă și în iarbă, ocaziile s-au răzbunat, iar giuleștenii au egalat. S-a ajuns la execuțiile decisive, unde rapidiștii au fost mai buni, iar petroliștii au trebuit să-i aplaude pe câștigători. 95 a bătut Petrolul, acum a bătut Rapidul. Da. A fost penaltiile mai scurte. A fost penaltiile mai scurte și am bătut eu și am ratat. Asta a fost problema. Nu, se întâmplă, poartă mică, am dat tare, am dat în portar. Asta e, important e că ne strângem, că avem acțiunile astea frumoase cu foști, ne revedem cu foști colegi. Turneul din sala Olimpia a fost și un prilej pentru participanți să se revadă după o perioadă de timp. Pârvu, care antrenează în China, s-a întreținut cu fostul său coleg Gianni Chiriță. Foștii portari Mitică, Jipa și Leo Toader au urmărit meciurile împreună, iar Măldărășanu și Nae Constantin au stat pe banca rapidistă. Cu emoții, dar mă bucur că mi-am întâlnit foștii colegi. Mi-am întâlnit foștii colegi de la alte echipe. Este un prilej bun de ne-a depăna amintiri. Petrolul Old Boys vrea să se revanșeze în martie 2020, atunci când va avea loc la Ploiești o nouă înfruntare a patrulaterului legenda Lupilor.